Oamenii legii au pus în aplicare 33 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Dolj, Timiș, Arad, Caraș-Severin și Argeș într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de migranți și trecere ilegală a frontierei de stat. La începutul anului 2023, pe teritoriul României, a fost constituit un grup infracțional organizat care a acționat până în prezent, format din cetățeni români, bulgari, irachieni și bengalezi, care se ocupa cu trafic de migranți, infracțiune din care obțineau sume importante de bani. Mecanismul infracțional a presupus identificarea de migranți de origine arabă care doreau să ajungă în țările din vestul Europei, în special Germania, ulterior membrii grupului acționând pe următoarele paliere: preluarea migranților cu barca de pe malul bulgăresc al Dunării, pătrunderea ilegală în România, în zona județului Dolj, transportarea acestora cu mașini de marfă către vestul țării, cazarea pentru scurt timp în zona Timișoara-Arad, urmată de preluarea migranților de către alți șoferi și îmbarcarea în vehicule mari de transport marfă în încercarea de trecere a graniței spre țări din vestul continentului. Transportul inițial de la malul românesc al Dunării către zona de vest a țării se realiza în autoutilitare de transport marfă sau autoturisme de teren în grupuri de câte 20-30 de migranți ascunși printre mărfuri. În timpul unui astfel de transport, unul dintre șoferi, membru al grupului infracțional organizat, a fost implicat într-un accident rutier soldat cu rănirea migranților. Pentru fiecare persoană, membrii grupului infracțional au primit între 4.000 și 5.000 de euro, sumele obținute în această modalitate fiind ulterior împărțite între aceștia în funcție de poziția deținută în ierarhia grupului și de gradul de implicare în activitatea infracțională. Sumele mari de bani câștigate au fost investite în autoturisme de lux și case. Pe parcursul urmăririi penale cu sprijinul serviciilor teritoriale ale Poliției de Frontieră Giurgiu, Dolj, Mehedinți, Timiș și Arad, au fost documentate 20 de transporturi prin intermediul cărora membrii grupului au încercat să introducă și să scoată ilegal din România aproximativ 500 de migranți.